Fermieri bihoreni și-au exprimat dorința ca după, într-un mod organizat, să acceseze fonduri pentru implementarea unor proiecte de irigații în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru contracararea fenomenului de secetă care în ultimii ani și se pare că și pe viitor va fi un factor restrictiv pentru agricultură. Pierderile se numără în culturile de floarea soarelui, porumb și soia. Cele care au suferit sunt culturile de porumb și de soia. Situația nu este, din fericire, nu este una alarmantă, deoarece nu avem pierderi în ceea ce privește culturile agricole, ci doar pierderi ale producțiilor care au fost estimate până în această perioadă a fi unele excepționale, însă datorită fenomenelor din ultima perioadă, așa cum am amintit, pierderile se vor rezuma la pierderi de producție, ceea ce va însemna o producție mai mică la hectar față de ceea ce noi am estimat până la apariția acestui fenomen. Într-o fermă din comuna Palota, porumbul riscă să rămână nedezvoltat din cauza secetei. Sigur că recomandările sunt de ordin tehnic, respectarea tehnologiilor de cultură, irigațiile fiind o verigă importantă în respectarea acestor tehnologii. Dacă au posibilitate, sigur, să utilizeze sistemele de irigații, să facă o zonare a culturilor astfel că în zonele unde sunt cunoscute ca predispuse secetei, să cultive specii care suportă mai ușor seceta și, bineînțeles, și celelalte verigi tehnologice, inclusiv cea de utilizare de sămânță certificată. Vacile localnicilor din comuna Girisul de Criș mănâncă scăieți uscați pentru că iarba a trecut direct la stadiul de fân.